Polițiștii severineni au acționat în ultimele 72 de ore pentru impunerea respectării legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. 197 de abateri la regimul circulației pe drumurile publice au fost constatate. Ofițerii și agenții de poliție au urmărit conștientizarea conducătorilor de autovehicule și a pasagerilor asupra importanței utilizării centurii de siguranță, respectarea prevederilor legale privind regimul de viteză, depășirea acordarea de prioritate, fiind constatate 197 de abateri la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost sancționați 60 de conducători, 54 de bicicliști și 62 de conducători de trotinete electrice. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 48.000 de lei. În ultimele 72 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au acționat pentru impunerea respectării legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Au fost sancționați 60 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 28 de șoferi care nu au purtat centura de siguranță. De asemenea, polițiștii au sancționat 54 de bicicliști și 62 de conducători de trotinete electrice. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 48.000 de lei. Pentru contracararea aspectelor negative în trafic și prevenirea accidentelor de circulație, poliția rutieră va continua acțiunile și controlele pe sectoarele de drum din municipiu și județ.